De ce am optat pentru România? În primul rând pentru că eu sunt româncă și posibilitatea asta de adopție din România este posibilă doar dacă unul dintre parteneri sau ambii sunt cetățeni români. Și când am pus pe masă tema adopției, pentru mine a fost din start, a fost clar că va fi din România, pentru că știu câți copii sunt acolo și cum sunt tratați și ce copii sunt în sistem. Și am vrut să dăm o șansă, în primul rând, acelor copii, pentru că în Germania nu sunt atât de mulți copii, într-adevăr, pentru adopție și cumva am vrut să fie o conexiune, oricum am simțit că este o conexiune foarte puternică. Dacă va fi din România, că avem o istorie, un trecut, o cultură, o tradiție, deci am considerat că e foarte important să fie din România. Și în același moment, în Germania, am avut și impresia că nu adăugam noi mare lucru, pentru că sunt liste întregi de părinți care așteaptă adopție și adopții sunt făcute în primele 8 săptămâni după copilul apare în sistem. Adică niciun copil aici în Stuttgart, cel puțin, așteaptă la părinți. În același timp am aflat repede că în România peste 2000 de copii așteaptă ani de zile să găsească părinți care vor să adopte. Și așa, pentru noi a fost și clar că dacă putem, pentru că soția mea e cetățean român, adăugam mai mult, ajutam mai mult dacă oferim acolo o familie decât dacă suntem încă o familie pe listă în Stuttgart care așteaptă să apară un copil. Cumva ne-am interesat puțin înainte de câți copii sunt în sistem și Anima a avut un contact și erau la momentul respectiv undeva la 50.000 de copii, cred, în sistem. Nu existau bebeluși, deci nu erau newborn, erau toți undeva peste 3-4 ani chiar pentru adopția internațională. Știam cumva că în România foarte mult se caută bebeluși, deci sunt foarte puține familii care vor să adopte copii care sunt peste 6 luni, să spunem. Și marea majoritate rămân blocați în acel sistem și nu li se acordă nicio șansă, dintr-un motiv prost, aș putea să spun, doar pentru că nu au vârsta potrivită pentru familia respectivă și nu mi se pare corect și nu mi s-a părut frumos. Fetițele noastre au avut chiar 3 ani și jumătate când ne-au fost propuse. Da, și când le-au și mers 3 ani și 7-8 luni, da, exact. Deci erau destul de măricele, știau cine sunt, vorbeau, adică nu a fost ușor, într-adevăr, dar, nu știu, pentru noi s-a potrivit foarte bine. A fost foarte bine și mă bucur că am reușit să facem pasul acesta. Noi, înainte să adoptăm, chiar ne-am uitat, am găsit pe YouTube un link cu un video, o familie care a adoptat 2 surori gemene. Și știu că m-am uitat la filmul ăla și m-am gândit, Doamne, ce greu, Doamne, cum au reușit 2, băi, nici nu pot să-mi imaginez, nu. Dar cumva mi-a plăcut, că le-am văzut, erau drăguțe, stăteau la masă acolo, se jucau, desenau și am zis, băi, ce drăguțe, dar nu, greu. Deci, da. Îmi amintesc că eram în cafenea, unde lucrez, de fapt, unde avem o cafenea și mi-a sunat telefonul și nu o să uit niciodată că eram, tocmai serveam un client și eram la casă și doamna Merkel de aici, din Stuttgart, m-a întrebat dacă am 2 minute timp, că ar vrea să-mi povestească ceva și în momentul ăla am simțit, ok, deci a venit, am născut. Și am fugit, eu nu mai mi-amintesc ce s-a întâmplat, știu doar că am fugit undeva în spate, la toaletă și atât a spus că nu ne poate da mai multe informații, doar că a venit din România o propunere și mi se face pielea de găină și acum când povestesc și sunt 2 fetițe gemene. Și am fost șocată, asta a fost prima reacție, pentru că eu cumva de luni de zile visam un băiețel. Și cumva noi eram deja puși pe drumul ăsta, o să avem un băiețel și când au sunat și au spus sunt 2 fetițe gemene, wow! Da, a fost o emoție, am întrebat foarte mult, dar nu mi s-au mai dat mai multe informații pentru că nu avea cum, a vrut doar să știe dacă e ok și vrem să mergem mai departe cu procesul și am spus bineînțeles, cum? Gata, plecăm spre România, ne așteaptă!
Și din punctul acela a fost o nebunie curată, pentru că am pus foarte multă presiune pe noi, în primul rând, cu toate că ni s-a comunicat că o să dureze undeva la 2-3 luni până ajungem în România, eu nu am vrut să accept acest lucru și cumva am pus foarte multă presiune pe mine și, din păcate, probabil și pe cei de lângă mine. Și am fost într-o lună jumătate, eram deja în România, să recunoaștem pe fete. În primul rând am pus presiune pe autoritățile, care nu au înțeles de ce suntem așa grăbiți, dar pentru noi a fost un lucru, odată când am avut după și pozele, am pus pozele undeva în bucătărie pe perete și fiecare zi am pupat ca pe icoanele în biserică și am vorbit cu fete și am zis acum chiar nu mai vrem să așteptăm și vrem să ne cunoaștem și da, am grăbit procesul foarte mult. În general asta e cam ce am făcut tot procesul, dar odată când știam cine e care ne așteaptă, chiar am grăbit procesul și mai repede și într-o lună de zile am cumpărat o mașină nouă, am schimbat mobilă, că noi așteptăm unul, adică trebuia schimbat, am cumpărat doi și așa mai departe. Noi știam că am optat pentru unul sau doi, dar având în vedere că am pus o limită de vârstă la 4 ani sau 4 și 11 luni, noi știam că majoritatea are un frate mai mare, poate și noi credeam că sunt mic. Nu ne-am gândit de geme. Și atunci au venit geme și am fost foarte fericiți și suntem până ziua de azi. Și primul moment, deci am ajuns în România, ne-am instalat și bineînțeles și acolo am făcut într-un mod în care să te cunoaștem cât mai repede și nu voi uita niciodată, deci nu cred că am avut emoțiile astea niciodată în viața mea, la niciun examen, la niciun eveniment important din viața mea. Deci stăteam în fața porții, am mers la asistenta maternală și era o poartă metalică, mi-amintesc că nu se vedea nimic prin ea, dar auzeam niște voci de copii cristaline, cum strigau, țopăiau, nu știu, făceau ceva acolo și aveam niște emoții, deci îmi bătea inima, am simțit că o să fac infarct, am crezut că nu mai reușesc să trec de ușa asta și când am deschis ușa, erau două capete mici, așa ca niște, erau micuțe, firave și cu niște ochi mari, imensi și se uitau la noi și ne-au strigat, Dana, Arnim, fuseseră pregătite cumva că vor veni prietenii Daniela și Arnim. Vai, da, deci a fost, deci întâlnirea a fost, vă spun, de poveste. Noi am avut cu noi niște, un coș mare cu fructe și cu ciocolată și cu jocuri și... Și mi s-a spus când am mers acolo de către doamna de la direcție că vom sta probabil undeva la o oră prima dată, că așa este custom, și am stat de la 11 până seara la 9:30. Deci aia a fost prima noastră întâlnire. Au spus și doamnele de acolo că nu li s-a întâmplat până acum nimic de genul ăsta, să fie așa o chimie atât de mare și de puternică între părintele adoptator și copil, în perioada de potrivire, deci din prima zi. Deci am stat efectiv toată ziua. Până la culcare. Le-am făcut duș, am citit, am dormit cu ele de prânz, am mâncat cina. Deci a fost ca și cum ne știam dintotdeauna. Așa s-a simțit pentru noi. Am stat în România, ne-am relocat pentru 4 luni de zile. Am reușit să ne relocăm. Da, am luat un apartament în Ovale, în cazul nostru. Am închiriat un apartament. Am stat la o asistentă maternală lângă Ovale, la un sat. Fiecare zi la 11 am fost la poartă și noapte ne-am întors. După 2 săptămâni, cred... Am avut voie să vină ieri. Am făcut o încercare cu vizită la noi în apartament, după o încercare cu noapte la noi în apartament și după a mers bine și au putut să rămână cu noi. Și acolo au rămas și până la tribunal, mai târziu, au rămas cu noi. Eu spun mereu că pentru mine a fost cel mai mare rollercoaster emoțional care am putut să imaginez înainte. Cine crede că nu există o reacție hormonală la bărbați?
greșit, greșit există. Dan a fost, a zis că a fost fie emoționată, dar a fost mai mult cu picioarele pe pământ, s-a gândit mai mult de ce trebuie să facem, ce trebuie să organizăm. Eu am văzut tot în roz. Nu mai a fost, adică Arniu Cargo, nu știu, înainte, cel mai bun exemplu a fost în primele nopți, am stat într-un pat mare cu fete cu toți și de obicei una dintre ele a stat lângă mine, lipită. Și o noapte s-a supărat seara și nu mai a vrut să stea lângă mine și s-a dus în alt colț al patului toată noapte. Și m-am trezit ziua după, am fost mofturos, nu mai am vorbit cu nimeni, nu știam ce e cu mine, până am realizat că am fost ca un teenager respins, da? de o fată care nu, da, exact. Nu m-am recunoscut absolut deloc și trebuia timp până am găsit rolul ăsta de părinte, adică să și gestionez emoțiile care am avut. Și timpul ăsta, dacă suntem sinceri, a durat un an întreg, dar cel mai intensiv, bineînțeles, au fost primele 4 săptămâni, 6-8 săptămâni acolo a fost cel mai intensiv, pentru că tot a fost nou, fetele noastre sunt experte să încerce limitele și au fost, au crezut, ok, acum suntem la Arnim și Dana, tot ce am învățat înainte nu mai e valabil, hai să încercăm tot, adică putem să stăm toată noapte, putem să sărim în pat până 12 seara, putem să aruncăm tot hârtie igienică în toaletă, putem să fac, adică absolut orice. Să recunoaștem că și noi am început, pentru că am fost părinți de azi pe mâine, da? Deci am fost, a trebuit să devenim responsabili și adulți, în adevăratul sens. La început, noi am fost foarte permisibili, adică nu ne-am permis să spunem prea multe nu-uri, cumva și din frica asta, că n-am vrut să ne respingă, deci am vrut cumva să ne accepte, să ne iubească. Și cumva, la un moment dat, am realizat că nu mai funcționează și că trebuie să oprim. Și asta a fost roller coaster, pentru că atunci când realizez, am pus prea puține limite, pui prea multe în următoarea secundă și câteodată și Dana a vrut să facă într-un fel, eu într-un alt fel, adică ne-am certat și noi. Asta e temă, da. Dar am trecut prin tot asta și mereu a fost pe un fundal de afecțiune și de iubire care niciodată a plecat, adică fetele niciodată ne-au respins sau că am avut impresia că se strică relația sau ceva. Asta a fost avantajul mare, că nu am avut dubiu asta fundamental, dar am avut multe faze care, dacă n-aș fi avut adrenalina în corp, care ajută mult, adică e un drog recomandat, aș fi fost foarte dezamăgit sau foarte trist, sau, dar cu adrenalina cumva a fost ca într-un film prin care am trecut. Procesul întreg poate să dea frică, că sunt mulți pași, multe documente și așa mai departe. Asta a fost și motivul de ce am făcut site-ul online după, să ajutăm pe alți părinți să găsească fiecare pas, să citească ce trebuie în fiecare pas. În sine, cred că e un proces destul de bine pus la punct, dacă toată lumea participă cum trebuie. În Germania verifică la fel ca pentru adopție națională dacă suntem apți să fim părinți pentru un copil sau mai mulți copii adoptivi. După trebuie documentat niște lucruri și tot trebuie să fie tradus în limba română, trebuie să fie trimis în România, acolo caut un copil și asta, de fapt, dacă criteriile se potrivesc cu copii care sunt în sistem, nu durează absolut deloc lung. Oamenii care aștept lung în România să primească o propunere de copil, și național și internațional, sunt părinții care, în părerea mea, nu prea s-au ocupat înainte să afle cine sunt copiii acolo, adică ce sunt copiii care așteaptă o familie. Pentru că dacă eu vreau blond cu ochii albaștri și 6 luni
maxim, bineînțeles, copiii ăștia nu există în România, dar dacă mă informez puțin și găsesc o cale între visele mele și ce există, ce copil așteaptă o familie, atunci merge foarte repede. La noi, după două luni sau două luni jumate, a venit propunere, adică două luni după dosarul nostru a fost înregistrat în România, am primit și propunere. Și după procesul în sine în România de potrivire practică, până la tribunal, trebuie să spun, am fost foarte pozitiv surprins că toată lumea a fost, a dat toată silința să meargă repede, toată lumea a fost foarte atent să ne ajute și la DGSCP în Oradea, dar inclusiv la primărie în Oradea a fost foarte prietenoși că mai au fost niște discuții despre documentele de certificate de naștere și așa mai departe, s-a rezolvat repede și da, până la tribunal tot a mers foarte bine. Am avut și acolo niște hiccups, cum se zice. De exemplu, poștă, cum se numește, poștă militară care trimite între DGSCP și București a lăsat pachetul pe o masă și a uitat. Și până am aflat, au trecut două săptămâni care am pierdut și am stat două săptămâni mai lung decât trebuia, să zicem. Dar în rest a mers foarte bine. Ce se poate spune este, noi am fost foarte insistenți. Adică, odată că n-a mers ceva, noi am și contactat autoritățile respective și am zis, nu se poate altfel, adică de ce durează atât de lung? Și doi, am avut și noroc cu oamenii implicați la noi. Adică, bineînțeles că în orice organizație există oameni motivați, oameni puțin motivați și toată lumea care a avut de a face cu cazul nostru chiar a fost motivat, a vrut să facă treabă bună și așa ne-a ajutat și pe noi foarte mult. Da, fără nu s-a fi. Recunoaștem că nu am fost singur în acest proces, deci chiar am avut ajutoare de toate părțile. Dar pot să vă dau un exemplu cum câteodată pot să pierzi foarte mult timp. În Germania aici există un birou care trebuie să dea doar o pagină oficială pentru documente. Durează fix două minute și am cerut pagina asta și nu au răspuns. Am sunat acolo, am aflat colegă care se ocupă de litera E, este bolnavă și lucrează doar în vineri. Atunci, dacă e bolnavă o vineră, pierd o săptămână. Dacă am zis, nu se poate așa ceva, am sunat la șefa ei, am zis, doamnă directoră, nu puteți să dați în cazul asta, pagina asta care durează două minute, la persoana care face literă F sau C sau ceva. Și a fost posibil. Adică asta e un exemplu că fără să ne certăm cu oamenii respectivi implicați, am împins unde s-a putut, diplomatic, respectos, dar am încercat să nici nu să pierdem timp. Foarte multe research am făcut, ok, am citit cărți, am de parenting, de trauma, de toate posibile, dar foarte important a fost pentru mine personal și cred că și pentru tine că am fost pe grupurile, există pe Facebook niște grupuri de părinți adoptatori și am citit acolo mult, mult, mult. Cu toate că uneori când citești și vezi foarte multe experiențe negative, te sperii și zici nu vreau, nu mai vreau. Dar mai bine așa decât să te duci visător și să zici totul va fi bine la mine, mie nu mi se va întâmpla nimic niciodată, noi o să fim perfect. În primul rând, este foarte important să fie sigur că își doresc acest lucru, pentru că nu este ușor. Și odată ce ai intrat pe drumul ăsta, pentru noi nu există cale de întoarcere. Am auzit că există și alte situații unde au renunțat sau ce s-a întâmplat. Dar cel mai important este să fie sigur că își doresc să aibă o familie cu copii adoptați. Deci să fie foarte siguri cu tot ce implică asta, pentru că un copil adoptat vine cu un bagaj emoțional, cu traume și cu tot pachetul, da? Deci să se informeze foarte, foarte bine înainte. Ce înseamnă, ce sunt acești copii, ce este cu ei, de unde vin, ce riscuri există.
și, bineînțeles, să intri în contact oril cu familia adoptatoare. Că noi, între timp, cunoaștem, chiar am și contactat înainte să adoptăm, persoane sau familii care au adoptat și ne-au împărtășit puțin din experiența lor, cam la ce ne așteptăm. Și asta facem și noi acum. Încercăm să oferim guidance următorilor care vor să adopte și deja sunt câteva familii pe care le-am sfătuit. Da. În România, câteodată discuțiile și pe Facebook sunt invers. Cum aleg eu cel mai bun copil? Și eu mereu m-am supărat și am scris acolo și am zis nu asta e ideea. Potențial părinți adoptiv câteodată uită că scopul este găsirea unor familii pentru un copil care nu are o familie și nu invers. Și pentru asta e important, cum am zis înainte, să știți despre situația în România, despre copii, despre sistemul și atunci cred că e și mindset potrivit să intri în proces. Da, și să rămână deschiși dacă ești prea strict și rămâi doar pe lucrurile pe care le cunoști tu și vei doar ca tine și nu ești flexibil deloc, nu cred că are cum să funcționeze. Da, trebuie să fii dispus să crești, să te dezvolți, să înveți, pentru că practic este bulversant. Deci tot ce știai până atunci nu mai există. Deci toată viața ta care a fost până atunci într-un anumit mod, poți să uiți, pentru că vine o persoană sau probabil două, cum a fost în cazul nostru, care demolează efectiv tot și trebuie să reconstruiești în formula de patru, în cazul nostru, da? Deci nu... Da. Și, să fie dispus să renunțe și niște comoditățile pe care le-am dat înainte. Da, și niște provocări care vin cu asta, la fel și dacă devii părinte biologic. Ce e provocare în plus și subestimat câteodată este că, având în vedere că adoptăm și copii puțin mai mari în vârstă, cumva trebuie să faci tot procesul care alții fac în 3 ani de zile, în 3 luni. Nu ai timp pas după pas să te obișnuiești, copilul foarte mic se face mai mare, copilul vine și acolo, e cu caracter, care încă nu cunoști, adică și asta face tot puțin mai intensiv și provocant. Familia trebuie să vrea să ofere o familie pentru un copil și nu invers.